gândit el. Hai să-mi dau userul și parola de WordPress în public la toată lumea, să vedem ce se întâmplă. Oare ce s-a întâmplat? Cred că a durat 2 minute până a fost ras blogul. Da, efectiv, ras. Țin să spun că nu am văzut atâtea teme de WordPress nici când am instalat eu blogul. Odată la 5 minute, o altă temă de WordPress. Încă un backup, încă o temă de WordPress, plugin-uri, posturi scrise aiurea. Și chestia asta a durat 20 de minute. Trebuie să recunoașteți, a fost o campanie de marketing extraordinară. Cu ocazia asta și-a lansat noua temă a blogului. Care este cum este, dar totuși a făcut o campanie interesantă. Bun, el a avut succes, însă noi am avut probleme. Cum a rezolvat problemele astea? În prima fază, el era găzduit într-un environment shared, cu servicii distribuite. Ce înseamnă servicii distribuite? Web, MySQL, mail se află pe servere diferite, pe clustere diferite. E primul pas către cloud hosting. În ideea în care, bun, nu mai ținem totul pe un singur server, în sistemul Uniserver, ca să ne crape tot, la toți. Bun. Din păcate, prima soluție nu prea a funcționat. Pentru că e totuși vorba de Cabral. Și, la un moment dat, făcea trafic de genul 40 de mega pe secundă. Deci, efectiv, numai din vizitarea blogului său. Ceea ce nu era tocmai cool. Bun. Am trecut la faza 2. L-am mutat pe un VPS. Știe toată lumea ce este un VPS, da? Corect. L-am mutat pe un VPS. Unde, în continuare, făcea probleme. Deci, țin să vă spun că pe lângă faptul că se instalau teme, plugin-uri, ștergere baze de date, pus baze de date veche, nouă și așa mai departe, în continuare crea probleme. Din cauza resurselor folosite, din cauza traficului folosit și așa mai departe. Însă, VPS-ul se pretează la scalabilitate. Am început cu, dacă nu mă înșel, ceva VPS de 512 RAM, tot cu servicii distribuite. După care ajuns undeva, în momentul de pic, la vreo 4 GB RAM. Un bloc. Un singur bloc. A fost dezastru. Bun. Astea au fost rezolvările noastre rapide și plus eterna și neterminabilul backup. Am avut backup pentru blogul lui, dacă nu mă înșel, pe ultimele 2 luni, în fiecare zi. Bineînțeles, nu am putut restaura ultimele versiuni din ultimele minute, deși am făcut câteva snapshot-uri pentru a vedea cum i-a arătat blogul în diferite momente ale hack-ului și a experimentului respectiv. Bun. Noi ne-am chinuit. Am fost o echipă de 6-7 oameni care am lucrat la blogul lui Cabral. Dimineața. Și știți ce înseamnă dimineața pentru sysadmin. Mai ales când nici nu-și bea o cafea, e dezastru și nu cooperează deloc. Credeți-mă, știu. Lucrez cu o grămadă. Bun. Care a fost rezultatul? Downtime 20 de minute. Vă vine să credeți? Am stat și am contorizat. Deci blogul lui a fost jos 20 de minute. Din momentul în care a început să meargă hack-ul respectiv, până în momentul în care a ajuns pe VPS și, într-adevăr, nu mai dădea post not found. Așa. Bun.
Asta ce vă zice? Blogul devine din ce în ce mai popular. Folosit ca și CMS, folosit ca și platformă de orice fel de publishing.